2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. 2 Corinteni 4, 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântoare. În grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem, și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă, atenție cei ce sunteți întristați și necăjiți în această seară, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Aleluia! Amin! Doamne, suntem în casa Ta tocmai pentru că avem nevoie de Tine. Suntem în această seară în prezența Ta pentru că știm că prezența Ta ne vindecă. Prezența Ta ne ridică. Prezența Ta ne înnobilează. Venirea în casa Ta, în casa de rugăciune, este aceea care ne dă viață. De aceea Te rugăm în următoarele minute, dă-ne, Doamne, viața Ta. Dă-ne cuvântul Tău. În modul acesta, dă-ne viața Ta. Dă-ne vindecarea Ta. Și mulțumesc că ne dai înțelepciunea și abilitatea să primim cuvântul Tău. Iar cei ce sunt la răscruș de drumuri, dă-le, Doamne, direcție prin cuvânt, dă-le nădejde prin cuvânt și ridică-i prin cuvânt, dă-le binecuvântare prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul! Amin. Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru această seară un mesaj special. Este un mesaj pe care îl iubesc. Este un mesaj, cred că, foarte actual. Este un mesaj foarte contemporan. Este un mesaj pe care fiecare dintre noi are nevoie. Aș vrea să vorbesc în următoarele minute despre lumi paralele. Titlul ăsta apare puțin dintr-o emisiune SF. Lumi paralele și s-ar putea să sune și să pară așa. Însă trebuie să vă spun că Biblia vorbește despre lumi paralele. Eu nu cred în lumile paralele despre care ne vorbesc emisiunile științifice sau DSF. Și eu cred în lumile paralele despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Biblia spune și ne vorbește despre lumi paralele, eu am hotărât să cred în ceea ce spune Cuvântul. Nu ceea ce spun filmele și documentarele. În lumi paralele, Biblia ne vorbește despre lumi paralele, dar în mod deosebit în această seară, pe lângă titlul acesta de mesaj, care mi s-a părut interesant, aș vrea neapărat, vorbind și învățând câteva adevăruri despre lumi paralele, să descoperim în adevărul acesta, sub genericul acesta, un adevăr foarte important. Ce nu se vede cu ochiul liber, neapărat trebuie văzut. Ce nu se vede cu ochiul liber, neapărat trebuie să învățăm să vedem.
Ori Biblia, de la început și până la sfârșit, ne vorbește și ne demonstrează că există lumi speciale pe care nu le putem vedea cu ochiul liber. Există lumi, să le numim noi, de dragul termenului cunoscut, lumi paralele, pe care nu le putem vedea cu ochiul liber. Ei, ceea ce nu se vede cu ochiul liber, trebuie neapărat să învățăm să vedem. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă din când în când versete foarte provocatoare și chiar revoltătoare pentru rațiune și pentru mintea umană. Și chiar și titlul acestui mesaj din această seară, lumi paralele sau ce nu se vede cu ochiul liber, neapărat trebuie să învățăm să vedem, este destul de scandalos. Este destul de revoltător pentru că nu prea face parte din lumea noastră. Noi, atunci când ne ducem în cuvântul lui Dumnezeu, să știți că intrăm într-o altă lume. Intrăm într-o lume miraculoasă. Intrăm în lumea lui Dumnezeu și mai ales când citești în Geneza, pe urmă când citești prin Ezechiel, când ajungi în cartea profetului Daniel și pe urmă prin Faptele Apostolilor și pe urmă prin 1 Samuel și 2 Samuel și 1 și 2 Împărați și în final când ajungi în Apocalipsa ne întâlnim cu imagini din lumi pe care nu le cunoaștem. Ne întâlnim cu forme de viață pe care nu le-am întâlnit niciodată și mai ales când intrăm în cartea Apocalipsa. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă niște imagini care realmente ne sunt străine. De ce? Pentru că ele fac parte dintr-o altă lume cu care noi nu suntem obișnuiți. Noi suntem obișnuiți cu lumea de jos. Biblia însă ne prezintă și lumea de sus. Biblia ne prezintă lumea lui Dumnezeu și, pe urmă, Biblia ne prezintă și lumea diavolului. Astea făcând parte din lumile paralele la care eu fac aluzii în această seară. Să știți că Biblia este totuși adevărată. Veți descoperi mai curând sau mai târziu că Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, s-a împlinit, se împlinește și se va împlini. Și tot ceea ce este scris în această carte este adevărat, pentru că Dumnezeu nu minte și Pavel spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Deci toată Scriptura, și Vechiul și Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu și un lucru este clar, spune Biblia despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu minte. Ei, pentru că Dumnezeu nu minte, tot ceea ce este scris în această carte este adevărat. Și pentru că Dumnezeu nu minte, înseamnă că există lumi paralele. Înseamnă că există lumi pe care nu le putem vedea cu ochiul fizic și trebuie să le învățăm să le vedem altfel. Acum, una dintre ciudățenile pe care le spune Biblia și din cauza aceasta oamenii fac reacție și unii hotărăsc să devină atei pentru că le este mai simplu să creadă mult mai mult decât cred creștinii. Cineva a spus n-am suficient de multă credință ca să devin ateu. N-am atâta credință ca să devin ateu. Ca să devii ateu îți trebuie mult mai multă credință decât îmi trebuie mie ca să fiu creștin. Pentru că a fi ateu, și eu mai spun din când chestiuni de genul acesta că mă interesează, a fi ateu înseamnă a crede că cerul și pământul au apărut din nimic, prin nimic și nimic. Sau un accident a creat cerurile și pământul și pe dumneavoastră. Și unii sunteți chiar și frumoși pe deasupra. Bine, nu toți. Asta era... Nu se referă la biserica stângă, se referă la alții. Nu la noi, categorii. Însă ateii, știți ce au spus? Pământul și cerul au fost creați și create în urma unui accident. Ateii cred, dar nu în Dumnezeu. Ateii cred în nimic. Ei cred că nimic și nimeni a creat cerul și pământul. Ori ca să crezi fabulația aceasta realmente, îți trebuie o credință enormă. Ori eu n-am atât de multă credință să mă fac ateu, credința mea este un pic mai mică, dacă vreți, sau mult mai serioasă, eu am hotărât să cred în Dumnezeu.
Și am hotărât să cred în cuvântul lui Dumnezeu și am hotărât să cred că Dumnezeu a creat cerurile și pământul, slavă lui Dumnezeu. Însă Biblia este adevărată și ea ne vorbește despre lumi paralele. Și am citit pasajul acesta foarte important, cunoscut de cei ce citesc Scripturile, din 2 Corinteni 4:18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Și acum atenție. Pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Ei, versetul acesta realmente este revoltător și este șocant. Însă, spre bucuria mea, Biblia accentuează foarte mult adevărul acesta, că există lumi pe care nu le putem vedea cu ochiul fizic, cu ochiul liber. Există lumi și Biblia accentuează mereu cuvântul lui Dumnezeu și ne transmite adevărul acesta atipic și neobișnuit. Și neobișnuit. Fiți atenți, dacă nu credem că există viață după moarte, la asta mă refer când spun lumi paralele, dacă nu credem că există lumea lui Dumnezeu și lumea diavolului, dacă nu credem că există lumea spiritelor, să știți că trăim în ignoranță, dar trăim și în pericol. Dacă nu crezi în lumile paralele despre care vorbește Biblia, trăiești și în ignoranță, dar problema este că trăiești în pericol. Că dacă ai trăit numai în ignoranță, ar fi ok. Ești un ignorant și punct. Dar ignoranța produce pericol, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu credem toată Biblia, nu numai că suntem în ignoranță, dar spiritul nostru este cel mai mare pericol. Ce nu se vede cu ochiul fizic, zice Biblia, întotdeauna este mult mai valoros decât ceea ce se vede doar cu ochiul real. Lumile paralele, lumea lui Dumnezeu nu se vede cu ochiul fizic. Ci lumea lui Dumnezeu, sau dacă vreți, lumile paralele, pentru a vedea și a deveni conștienți că există lumi paralele, avem nevoie de cu totul altceva. De exemplu, Biblia ne vorbește despre har și despre credință. Harul și credința ne sunt date tocmai ca să vedem și să înțelegem că există lumi paralele care nu pot fi văzute cu ochiul fizic. Din cauza aceasta, Dumnezeu ne-a dat harul și în harul său, Dumnezeu ne-a dat și credința. De fapt, sunt destule ramuri ale științei care folosesc foarte mult, deducția. Eu nu sunt un om de știință, eu sunt un om de credință și cu credință, nu sunt om de știință. Însă fizica se bazează foarte mult pe deducții, astronomia se bazează foarte mult pe deducții, se bazează foarte mult pe lucruri care nu se văd cu ochiul liber. De exemplu, dacă ești biolog și îți place biologia sau microbiologia, ai neapărat nevoie de un instrument, în general, care se numește microscop. Pentru că sunt atâtea lucruri care nu le poți vedea cu ochiul liber, dar ele există. Astronomia este știința care se ocupă cu studiul cosmosului, al Universului. Și ăștia vor să privească cât mai mult în Univers. Și citeam zile trecute un raport, o statistică sau niște informații care m-au uimit pe internet despre Universul în care noi trăim. Este infinit până acum. Sunt miliarde de galaxii și numai în galaxia noastră sunt miliarde de planete. Miliarde de galaxii, numai într-o galaxie există miliarde de planete, așa cum este Pământul, cum este Soarele, cum este Marte, Venus, eu știu ce mai este pe acea prin galaxia asta. Însă sunt miliarde de galaxii. Și fiecare galaxie conține miliarde de alte corpuri cerești. Ei, ca să vezi galaxiile acestea, se spune că cu ochiul liber, într-o seară înstelată, curată, senină, se pot vedea aproximativ 6.000 de stele. Pentru restul, domnilor, avem nevoie de cu totul altceva pentru a le vedea. Pentru că sunt realități care nu pot fi văzute cu ochiul liber. Și despre asta aș vrea să învățăm câteva lucruri în această seară.
în viață. Pentru a vedea ce nu se poate cu ochiul fizic, avem nevoie de două instrumente. Pentru a vedea ce nu se poate vedea cu ochiul fizic, avem nevoie de două instrumente. Rețineți. Pocăință și credință. Fiți atenți ce se întâmplă când un om se pocăiește. Și apropo de pocăință, frați și surori, doamnelor și domnilor, cei ce veniți mai rar pe la stânca sau nu prea veniți. Trebuie să vă spun ceva. Când Dumnezeu a poruncit să ne pocăim. Dumnezeu când ne-a dat porunca de pocăință, nu ne-a cerut să ne îndobitocim, să ne tâmpim, să ne prostim. Unii au impresia că dacă se pocăiesc, se prostesc, se degradează. Nu e adevărat. Când Dumnezeu ne-a poruncit să ne pocăim, de fapt Dumnezeu ne-a poruncit să ne înnobilăm viața. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. Alo, amin. Amin. Dumnezeu când ne-a poruncit să ne pocăim, știi ce înseamnă pocăință? Înseamnă înnoirea minții conform și a vieții, conform cuvântului lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Amin. Fii atent, pocăința îmi înnoiește mintea. Credința îmi înnoiește văzul. Cu pocăința, în pocăință mi se înnoiește mintea, iar prin credință mi se înnoiește văzul. În momentul când hotărăsc să cred cuvântul lui Dumnezeu și să cred tot cuvântul lui Dumnezeu, primesc un al doilea văz. Una dintre marile minuni care se petrece la nașterea din nou, atunci când îl primesc pe Iisus Hristos în inima mea și când hotărăsc să mă pocăiesc, una dintre marile minuni și favoruri pe care Dumnezeu le aduce în viața mea este că Domnul, prin harul Său, prin pocăință și prin credință, îmi dă în dar un al doilea văz. Încep să văd ceea ce n-am văzut până acum. Asta când mă pocăiesc și când încep să cred cuvântul lui Dumnezeu. Însă, credința, doar prin credință, încep să realizez că există o altă lume, adică lumea lui Dumnezeu, și asta nu face parte din zona SF-ului, ci în momentul când mă apropii de Dumnezeu și cred cuvântul lui Dumnezeu, eu am ca bază un Dumnezeu care are un caracter sfânt, care nu minte, și tot ceea ce scrie în cuvântul Său este adevărat, s-a împlinit, se împlinește și se va împlini. Slăvit să fie Domnul! Acum, vă dau câteva exemple despre lumi paralele. Elisei, asta este primul exemplu, se găsește în 2 Împărați, la capitolul 6, versetul 16. Și în 2 Împărați, la capitolul 6, versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune o chestiune importantă. Este vorba de Elisei, un faimos profet al lui Dumnezeu, mai puternic în miracole decât însuși Ilie, profetul focului. Și asta era, este vorba aici de Elisei, care avea un slujitor. Și la un moment dat, Samaria, o cetate evreiască, este înconjurată de o oaste dușmană, de o armată dușmană, și slujitorul acesta al lui Elisei se sperie. Și când vede toată armata aceasta asirienilor, care a înconjurat cetatea Samariei, orașul Samariei, slujitorul acesta al lui Elisei se sperie. El a văzut doar realitatea din lumea de jos. Și a văzut doar armata siriană. Și auziți, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o armată înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face că ne mănâncă ăștia? Și auziți acum. El, Elisei, a răspuns, nu te teme, și acum apare lumea paralelă, dacă vreți, lumea lui Dumnezeu. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Amin. Acum aș vrea să adresez un mesaj în aceste momente celor ce sunt în această seară, în casa lui Dumnezeu și vă temeți de ceva. Poate că și pe tine te înconjoară ceva foarte puternic, mult mai puternic decât tine. Poate că există o armată întreagă care vine spre tine și simți că te atacă, simți că ești singur și normal că te-ai speriat. Fii atent ce spune Dumnezeu în această seară. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei.
Amin. Când te încrezi în Dumnezeu, poți să fii atacat din toate părțile și dușmanul poate să fie cât de mult și cât de mare când te încrezi în Dumnezeu. Lumea lui Dumnezeu se luptă pentru tine. Amin. Și lumea lui Dumnezeu și armata lui Dumnezeu îți vine în ajutor, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Aseară am fost la o evangelizare lângă Sebiș, într-un sat numit Desna. De acolo vine domnișoara Damaris Țole. Și la terminarea slujbei am stat lângă băiatul ăsta pe care l-am invitat să cânte. Este de la Radman Negrea, să cânte peste două săptămâni seara, veniți că merită. Și am spus, zic, măi, Manule, te invit și la noi să cânți. Mi-a plăcut cum ai cântat în seara asta, niște piese noi. Măi, apocăi. Și zic, dar noi suntem, îți spun de acum, noi suntem o biserică mică, dar avem un Dumnezeu mare. Amin. Și tipul ăsta mi-a dat o replică superbă. Și a spus, frate Daniel, să știți că prefer să vin într-o biserică mică care are un Dumnezeu mare, decât să merg într-o biserică mare care are un Dumnezeu mic. Amin. 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 Alo, amin. 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 Vă rog, încurajați-mă. Amin. Amin. Să vă treziți un pic și să mă treziți un pic. Doamne, întură-te de noi. Să știi, lumea lui Dumnezeu întotdeauna este de partea celor ce se încred în Dumnezeu. Noi trăim în lumi paralele și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat cuvântul Său ca să ne descopere că dincolo de ceea ce vedem cu ochiul fizic este prezența lui Dumnezeu, este lumea lui Dumnezeu și lumea lui Dumnezeu întotdeauna este de partea slujitorilor lui Dumnezeu. Slujitorul lui Elisei nu vedea decât realitățile vizibile. El nu putea să vadă realitățile invizibile, însă Biblia este plină de realități invizibile, dar realitățile acestea nu le poți vedea decât prin pocăință și prin credință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când Elisei se roagă pentru slujitorul lui și zice, Doamne, deschide-i ochii slujitorului meu ca să vadă, ăluia îi se deschide ochii și mama mia ce vede. O oaste mare, oastea lui Dumnezeu, care înconjura armata sirienilor și mai mulți erau cu oamenii lui Dumnezeu, cu credincioșii, decât cu păgânii care îi atacau pe oamenii lui Dumnezeu. Tot secretul însă este să devii omul lui Dumnezeu. Amin. Și atunci Dumnezeu se va implica în viața ta. Doamne, ajută-ne tuturor la lucrul acesta. Amin. Acum, vreau să vă dau un alt exemplu foarte important. Însă înainte de a vă da și acest al doilea exemplu foarte important de lumi paralele, trebuie să vă spun un adevăr pe care mi l-am notat aici ca să nu uit. Dacă unii oameni nu văd lumile paralele ale lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că ele nu există. Amin. Robul lui Elisei, sau nu robul, slujitorul lui Elisei, nu vedea lumea lui Dumnezeu. Dar lumea lui Dumnezeu se intersecta cu lumea de jos. Sunt realități, frași și surori și doamnelor și domnilor, spirituale, pe care nu le putem vedea, decât prin har, prin pocăință și prin credință. Amin. Și slujitorul lui Elisei, când Elisei s-a rugat pentru el, i s-a deschis ochii spiritului și a văzut ceea ce nu se poate vedea cu ochiul fizic. El a văzut lumea lui Dumnezeu care se intersecta și se unea cu lumea noastră. Dacă tu nu vezi lumea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu există. Lumea lui Dumnezeu există. Lumea lui Dumnezeu este reală. Lumile paralele sunt reale, dar ele nu pot fi văzute decât prin pocăință și credință. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Din cauza aceasta, Biblia, și am citit pasajul acesta din 2 Corinteni, capitolul 4, care este extraordinar, și Apostolul Pavel ne spune adevărul acesta uimitor, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Noi nici nu ne concentrăm asupra lucrurilor care le vedem, ci noi ne concentrăm asupra lucrurilor pe care nu le vedem. De ce? Pentru că sunt veșnice gloria lui Dumnezeu. Amin. Să vă dau un exemplu clar. Știți de ce suntem majoritatea dintre noi aici? Zic majoritatea, că nu știu chiar toți de ce suntem aici. Majoritatea dintre noi am venit în această seară aici pentru că suntem interesați de lumile paralele, suntem interesați de lumea lui Dumnezeu și
Majoritatea dintre noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a dat un al doilea vers. Ne-a dat harul ca prin pocăință și credință să vedem dincolo de ceea ce se poate vedea cu ochiul fizic. Amin. Noi aici, biserica aceasta, formată în această seară de, din peste 100 de oameni, aproximativ suntem 100 și un pic de oameni, suntem toți interesați în lumea lui Dumnezeu, suntem interesați și chiar credem în lumile paralele și am început să ne centrăm și să ne focalizăm toată energia noastră pe lucrurile care nu se văd. Tocmai pentru că ele sunt veșnice. Amin. Amin. Însă să te poți concentra și să te focalizezi pe lumile, pe lumea care nu se vede, îți trebuie pocăință și credință. Altfel nu le poți vedea. A văzut ce nu se vede cu ochiul liber, nu numai slujitorul lui Elisei, ci a văzut ce nu se vede cu ochiul fizic și în Vechiul Testament și o măgăriță. Și asta mi se pare un exemplu foarte frumos și ciudat. Chiar și penibil, chiar și jenant. Balaam era profet ghicitor. Ceva așa, un mixaj între cele două. Însă era clar că Dumnezeu îi vorbea din când în când lui Balaam, dar la un moment dat, un împărat isteț, Balac, un dușman al evreilor, trimite la Balaam, care știa că e ceva profet, semi-profet și ghicitor, și trimite o delegație și a spus, uite ce, evrei sunt în fața țării mele și vreau să îi termin pe evrei și națiunea lor, vino să îi blestem și o să te plătesc bine. Balaam, înțelept, la început, pe urmă, se prostește. Spune, dați-mi voie să vorbesc cu Dumnezeu. Și noaptea aceea vorbește cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, nu te du. Exact așa i-a spus Dumnezeu. În tonul ăsta, nu te du. Adică Dumnezeu e hotărât, nu e așa ce la tine, cum suntem noi. Păi, că să mai vedem, să mai știm, să... Nu te du. Și asta se trezește dimineața și se duce la delegația aia care a venit să-l mituiască, să-l cumpere. Și a spus, nu pot să vin cu voi. Dar aia insistă. Și a spus, totuși, te plătim bine. Balac te plătește bine. Nu te interesează. Nu? Pe cine ar interesa acum 1.000.000 de euro? Cam atâta îi ofereau aia, 1.000.000 de euro. Deja ați început să zâmbiți câțiva dintre dumneavoastră. Doamne, dă-ni și nouă, dar nu ca la Balaam, știi? Și ce face ăsta? Cedează și spune, stai să mai întreb o dată pe Dumnezeu. Fraier. Și știi ce face Dumnezeu? Într-adevăr vorbește cu Balaam și zice Balaam, Doamne, totuși să mă duc, încearcă Balaam o negociere. Și Doamne, poate te răzgândești. Că am un milion, știi? Nu-mi strică de, nu de lei, de... Și ce spune Dumnezeu? Bine, du-te. Se urcă pe măgărița lui, profetul ghicitor, și pleacă. Și la un moment dat, îngerul lui Dumnezeu, cu sabia în mână, se pune în fața măgărițe. Și auziți ciudățenie. Profetul nu vede pe îngerul lui Dumnezeu, dar măgărița da. Pentru că profetul vedea în fața lui numai bani. Și o inginerie din aia financiară și a spus, uite, pot și cu Dumnezeu și pot și cu șmecherii. Dar nu se poate și cu Dumnezeu și cu șmecherii. Ori cu Dumnezeu, ori cu șmecherii. Și noi l-am ales doar pe Dumnezeu, în slavă lui Dumnezeu. Amin. Și știi ce face Balaam? Măgărița îl vede pe Îngerul lui Dumnezeu. Balaam nu îl vede pe Îngerul lui Dumnezeu. Ciudățenie de 100%. Paradox total. Și la un moment dat, pentru că se apropia Îngerul de măgăriță și măgărița de Înger, măgărița se sperie și se lasă în jos, așa, și lovește cu asta de o stâncă. Și Balaam începe să o bată. Și o bată. Și la un moment dat, măgărița nu numai că vede lumea lui Dumnezeu, dar începe să grăiască. Dobitocul, animalul, vorbește profetului. Există atâtea situații în viață, frașiților, când ne intersectăm cu lumea lui Dumnezeu, dar nu ne dăm seama că este lumea lui Dumnezeu.
Măgărița a văzut lumea paralelă, a văzut lumea lui Dumnezeu, iar omul ăla care zicea că crede în Dumnezeu n-a văzut lumea lui Dumnezeu. Dacă măgărița n-ar fi văzut invizibilul, Balaam ar fi fost ucis pe loc. Dar pentru că măgărița a văzut invizibilul, profetul ghicitor scapă cu viață pentru încă câțiva ani, în final este omorât de o armată care realmente și de poporul lui Dumnezeu este omorât când ăștia fac o incursiune. Din cauza că oamenii nu văd sau nu vor să vadă lumea lui Dumnezeu, destui dintre ei vor plăti cu viața. Acum fiți atenți, știți care este paradoxul? Noi toți sau majoritatea dintre noi care suntem aici în această seară, credem în lumea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Știți care este problema? Deși credem în lumea lui Dumnezeu, nu ascultăm de lumea lui Dumnezeu. Și asta este grav. Și ce mai grav. Frate Daniel, frate pastore, eu cred tot ce îmi spui tu, cred. Crezi? Dacă crezi, atunci te pocăiești. Dacă crezi, atunci te supui cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Amin. Asta înseamnă cred. În rest e vrăjeală și pierde vremea. În rest ești un păcălit. Dacă spui eu cred în lumea lui Dumnezeu, înseamnă că tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu din cauza că unii oameni totuși nu văd sau nu vor să vadă lumea lui Dumnezeu, vor plăti cu viața. Rugăciunea mea în această seară pentru toți care suntem aici, știți care este? Doamne, deschide-ne tuturor ochii la Tine. Amin. Să te vedem, să ne temem de Tine, să te iubim pe Tine și să trecem de partea Ta, să împlinim cuvântul Tău. Amin. Pentru că viața ți se poate întrerupe când habar n-ai. De aceea oamenii deștepți în această seară îl primesc pe Iisus Hristos în inima lor, se pocăiesc, se supun și îi declară lui Dumnezeu credință, dragoste și loialitate pentru tot restul vieții lor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Rugăciunea mea pentru fiecare dintre dumneavoastră, frați și surori, și care este să ne bazăm viața nu pe ceea ce simțim, să ne bazăm viața nu pe ceea ce gândim, ci să ne bazăm viața pe cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm pe Dumnezeu în serios. Să nu ne mai jucăm cu Dumnezeu, să nu ne mai jucăm cu Spiritul nostru, să nu ne mai jucăm nici cu credința noastră și să nu ne lăsăm păcăliți de diavolul. Pentru că diavolului tare îi place să te înșele, să-și vadă joc de tine, adică tu să crezi, dar să nu te supui. Și asta este credință moartă, care nu are nici o valoare înaintea lui Dumnezeu. Există lumi paralele și cândva ne vom întâlni cu lumea aceasta. Vă mai dau un exemplu superb și foarte important pentru fiecare dintre noi este exemplul acesta. Crucea Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos este pentru mine fenomenală și azi de dimineață am stat la masa Domnului, cei ce ați fost aici sau în alte biserici unde s-a servit masa Domnului. Când te uiți la crucea lui Hristos, ce vezi? Când te uiți doar cu ochiul fizic la crucea lui Hristos, și ce vezi? Vezi pe crucea din mijloc un bărbat despuiat, gol, răstignit, moribund, în plină slăbiciune. Asta este când te uiți doar cu abilitatea fotografică a ochiului tău. Și când oamenii se uitau la crucea lui Iisus Hristos cu ochiul liber, ce vedeau? Îl vedeau pe Iisus Hristos, un tâmplar din Nazaret, cum moare în slăbiciune, bajocorit de mulțimea ignorantă, care avea un spirit, un simț fotografic foarte slab dezvoltat, pentru că ei vedeau numai ceea ce se putea vedea cu ochiul liber. Însă aia vedeau ei. Un om dezbrăcat, despuiat, slab, lipsit de putere, murind pe o cruce, răstignit cu niște piloane. Dar fiți atenți, asta se vede cu ochiul liber când privești la cruce. Când însă privești cu ochii credinței, când te uiți și îți dai seama că dincolo de ceea ce se vede, mai există încă o lume, începi să vezi crucea lui Iisus Hristos cu totul altfel. De fapt, când privești la cruce cu ochii credinței, vezi cu totul altceva. Și știi ce? Când privești la cruce cu ochiul credinței, adevărata victimă
De pe crucea aceea nu era Iisus Hristos, ci era diavolul, era păcatul și era lumea. Ceea ce oamenii vedeau cu ochiul liber era pe Iisus Hristos cum moare în slăbiciune. Însă în lumea lui Dumnezeu lucrurile erau total diferite. În lumea lui Dumnezeu, când Iisus Hristos murea pe cruce, de fapt el era marele biruitor. Iisus Hristos nu era victimă, ci era victorios pe cruce. Pentru că Apostolul Pavel înțelege adevărul acela și spune că atunci când Iisus Hristos era pe cruce, el biruia moartea. El îi dădea gol morții și diavolului și diavolul și păcatul a fost înfrânt pentru că Iisus Hristos le-a biruit prin cruce. Slăvit să fie nou! Când te uiți cu ochiul liber, însă vezi doar un om murind pe cruce. Din cauza aceasta, ceea ce nu se vede cu ochiul fizic și ochiul liber, neapărat trebuie văzut. Doamne, ajută-ne! Și închei spunând un lucru care mi se pare, pentru mine este uimitor. A văzut ce nu se vede și tâlharul pocăit. A văzut ce nu se vede cu ochiul liber și tâlharul pocăit. Domnul Iisus a fost răstignit între doi tâlhari. Unul stânga, unul dreapta. Un tâlhar, s-a născut tâlhar, a tâlhărit toată viața și moare tâlhar. Altul s-a fi născut și el tâlhar, a ajuns tâlhar. Însă în ultimul moment al vieții lui, când era muribund și urma să moară în următoarele câteva ceasuri, are o revelație. Și se uită la omul din centru, de pe crucea din mijloc, adică la Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Și a văzut ce nu se poate vedea cu ochiul liber. Mulțimea se uita la Iisus Hristos și vedea un om slab, înfrânt, care moare. Tâlharul pocăit, și auziți doar prin pocăință, tâlharul pocăit, știi ce face? Se uită la Iisus Hristos, la crucea din mijloc, și vede ceea ce nu se poate vedea cu ochiul liber, cu ochiul fizic. A văzut, știi ce? Când s-a uitat la Iisus Hristos, a văzut că Iisus Hristos are împărăție. El murea. Însă se întoarce spre Iisus Hristos și spune, Doamne, să-i se roagă. Îi se roagă lui Iisus Hristos, care era în aceeași situație imposibilă, ca și el pe cruce. Mureau toți. Și se întoarce spre centru și îi face o rugăciune lui Iisus Hristos și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Amin. Amin. Știți? A văzut prin revelație divină, a avut așa o sclipire, o fărâmă de revelație și a fost suficient să-și dea seama cine este Iisus Hristos. Și se întoarce și spune, Doamne, Tu ai o împărăție. Adu-ți aminte, Tu ești un împărat. Ăia vedea o victimă. Mulțimea vedea o victimă. Însă tâlharul pocăit, prin pocăință și prin credință, nu mai vedea în Iisus Hristos victimă, ci vedea în Iisus Hristos victorios. Și a zis, Doamne, Tu ești un împărat, Tu ai o împărăție. Doamne, du-mă și pe mine în împărăția Ta. Ceea ce nu se vede cu ochiul liber, doamnelor și domnilor, se poate vedea doar prin pocăință și prin credință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și închei. Spunând și aducându-vă înainte încă un exemplu din Scriptură care se găsește în Faptele Apostolilor, diaconul Ștefan. Ăsta a fost un evanghelist, un ucenic al Domnului nostru Iisus Hristos, care la un moment dat în furie pe evreii care erau în fața lor, le ține o predică și în furie băiat, era creștin, se convertise la Iisus Hristos și evreii enervați la culme încep să lovească cu pietre, să-l omoare, îl executau. Și în timp ce Ștefan, diaconul, murea, și ce spune Scriptura? Și a țintit ochii în sus, a văzut cerurile deschise și pe Iisus Hristos în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Amin. Lumea și mulțimea aceea îl omora pe Ștefan și doar vedea un om care se prăbușește sub lovitura pietrelor. Însă Ștefan a început să vadă ceea ce nu se poate vedea cu ochiul liber. A început să vadă lumea paralelă, dacă vreți. A început să vadă lumea lui Dumnezeu. Tâlharul a început să vadă și el ceea ce nu se poate vedea cu ochiul liber. Și când s-a uitat la Iisus Hristos, a văzut că dincolo de cruce este cu coroană și dincolo de moarte este înviere. Slăvit să fie Domnul!
ci când Ștefan murea, i s-a deschis cerul și a început să vadă lumea de dincolo a lui Dumnezeu. Și a văzut cerurile deschise și a văzut ceea ce își dorește să vadă fiecare credincios în Iisus Hristos. L-a văzut pe Iisus Hristos care îi dădea onorul. Spre surprinderea mea, trebuie să vă mărturisesc un adevăr teologic. Iisus Hristos ar fi putut să-l scape pe Ștefan. Însă n-a intervenit. Iisus Hristos este Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Amin. Domnul l-a scăpat pe Petru, dar nu l-a scăpat pe Iacov. Domnul l-a scăpat pe Pavel, dar nu l-a scăpat pe Ștefan de moarte. Domnul ar fi putut să-l scoată pe Ștefan de la moarte. Spunea un cuvânt și pietrele veneau înapoi în capul ăla care îl loveau pe Ștefan. Și nu le-ar fi stricat. Însă Domnul nu intervine. Să știți ce face Domnul Iisus? În cer, se ridică în picioare și în timp ce ăsta murea, își dă Duhul și spune, și imită pe Domnul Iisus și urmează pe Domnul Iisus și spune, Doamne, iartă-i și nu le ține în seamă păcatul acesta. Și zice, Scriptura a dormit și și-a dat Duhul. Și ce spune Scriptura că se întâmplă în lumea paralelă? Zice Scriptura, cerul s-a deschis, Iisus Hristos nu intervine, însă când Spiritul, când Duhul lui Ștefan părăsește trupul lui Ștefan, și se duce în cerul. Și ce zice Biblia? Că Iisus Hristos se ridică și îi dă onor. Asta este în lumea paralelă, însă care nu se vede cu ochiul liber. Moartea este urâtă pentru toți. E scârboasă. E dușmanul nostru final. Însă când mori în Iisus Hristos, nu mai ai niciun motiv să te temi de moarte. Amin. Secretul însă este ca să mori în Hristos, trebuie să trăiești în Iisus Hristos. Amin. Amin. Eu vreau să închei cu această întrebare, cu această întrebare foarte importantă. Dacă ai muri acum, Doamnă, Domnișoară, Domnule, încotro, în cer sau în iad, în sus sau în jos. Și trebuie să mai spun încă ceva. Natural, este să privești numai la aici și la acum. Supranatural, însă, este să vezi dincolo de aici și de acum. Natural este să te pregătești numai pentru lumea de jos. Supranatural este să te pregătești numai pentru lumea de sus. Amin. C.S. Lewis a fost un faimos britanic, un englez ateu, care s-a convertit în cel de-al doilea război mondial și a scris niște cărți uimitoare, un filozof și un intelectual creștin extraordinar. Și el a zis o chestiune care m-a marcat. Eu n-am o memorie grozavă, însă asta am reținut expresia lui. A zis așa. Țintește cerul. Și vei zicea el, țintește cerul și vei primi ca bonus pământul. Țintește pământul doar și le vei pierde pe amândouă. Natural este să privești doar la aici și la acum. Asta face orice om natural, orice om firesc. Însă supranatural este să te pregătești pentru veșnicie, să vezi slava care va veni. Natural este să vezi numai lucrurile vizibile. Supranatural însă este să vezi lucrurile cum le vede Dumnezeu. Asta se poate numai prin pocăință și prin credință. Dumnezeu nu se uită la ceea ce se vede. Ci Dumnezeu se uită la ceea ce nu se vede. Și noi trebuie să învățăm, frați și surori, versetul acesta, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, glorie Dumnezeului nostru. Amin. Amin.